pentru a ajuta dezvoltarea site-ului și, după cum am zis și mai încolo, la poziționare din punct de vedere SEO. Cristian, ce te referai tu la... Să iei pauză după afirmație. Să iau pauză. După afirmație. Deci, spune și tu la început că e foarte bine să avem la un consultant SEO înainte de a-ți, face site-uri, chiar înainte, nu știu, ca să vorbești cu web designerul pentru a te ajuta să îți faci site-ul așa pentru că se poate fi indexat când ai venit de căutare. Trebuie lasă după ce alegem profilul site-ului și informația ce avem să o structurăm. Da, cum am trebuit și după ce la site-ul. Să vă uzați care puțin așa? Mai încet. Și mai rar. Dar nu încet la voce. Mai tare. Dacă lovești în brană, se face ce? Dar ce mai rar. Ok, la și ajută. Ajută la page rank, la tot lucrul aici de internal linking. Ajută la internal linking, la crawling, la URL structure și la usability. Aici o să vedem că e pe parte. Ce-i crawling? Ah. Am sens, până la urmă, PageRank. PageRank este un algoritm de analiză a cifrelor legătură de internet, folosită în motorul de căutare, asta nu este pe Wikipedia. După aia am văzut a lucrat, se pare o persoană interesantă. Cum ajută la atracția PageRank-ului, cu arhitectura asta? De exemplu, avem un page PageRank 7. Nu citi, povestește, zic. Scuze. Nu citi. Da. Următorul level să am spus că fiecare primește cu PageRank 3, după aia din nou următorul level PageRank 2, PageRank 1 cel mai bun caz și ultimul level care în principal este cel mai important, primește PageRank 0. În cazul unui blog, aici ar fi postul blogului, exact cum a spus și Mihai în prezentarea lui, că avea undeva la prima prezentare, să merge? Avea undeva aici numele, nu, aici era numele site-ului, aici era 2010, aici era luna, aici era anul, luna, ziua, anul și aici era postul, care era cel mai de jos, cel mai de jos nivel. Și cu cât ne facem arhitectura site-ului mai verticală, cu atât se pierde mai mult din link juice. Și o arhitectură... Deci o arhitectura site-ului, în principal, se construiesc pe... orizontală, este cam așa și astfel încât la ultimul, ultimul level. Da, e mai bine exact cu ce spuneam și lui Mihai, pentru că se presupune că aici ar fi numele site-ului, aici ar fi categoria din care face parte postul și aici ar fi chiar postul, propriu zis. Acesta e vertical și acesta e orizontal. Internal linking. Tot a discutat azi despre internal linking. Nu știu ce am făcut eu și în constat despre asta. Internal linking înseamnă este în felul următor, cam așa. Fiecare post are câte un link către tag, tag către link, homepage-ul către link, homepage-ul către tag. Cam asta înseamnă internal linking-ul. Păi sunt multe liniuțe. Interacțiunea. Sunt multe liniuțe. M-am făcut ce? Păi, cu sunt convins că sunt mult mai multe, dar n-aveam cum să le fac. De exemplu, hai să ne gândim la... să ne gândim la un blog. La post, ai clar, ai link către homepage, ai link către subcategorie, ai link către categorie, probabil ai link către tag-uri și mai și câteva link-uri externe către alți blogeri cunoscuți, probabil mai câteva link-uri către alte posturi relevante. Păi e bine, mai și când ce știam eu? Eu știam că PageRank-ul paginilor, nu știu exact cum să mă exprim, este de fapt vorba despre proximitatea de o pagină care are PageRank-ul cel mai mare. El a zis, și cât te păta, știi, bă, că văd asta am... Lucrează mult pe frate. Eu pe frate nu pot să mă exprim pe piața din România sau cum se face SEO pe România, pentru că nu am lucrat. Așa. Nu pot să vă spun, eu vă spun din experiența pe care am avut. E peste tot acum. Vreau să spun că PageRank-ul, de fapt, ce știu eu și din experiența mea,
are legătură cu proximitatea de pagina care are PageRank cel mai mare. Cu cât pagina ta este mai apropiată de o pagină care are PageRank ridicat, cu atât este mai importantă. Nu este neapărat homepage-ul. Dacă o pagină internă a site-ului are un PageRank foarte ridicat, toate paginile care sunt în apropierea acelei pagini. Da, eu am dat exemplu asta pentru că de cele mai multe ori homepage-ul are cel mai mare page rank, în orice fiind cazul, și ultima... Și trebuie să avem grijă de și ultima categorie, ultimul level, care principal le intru primul către posturi și către homepage. Mai rar către categorie și către categorie. Da, vreau doar să spun că tu dacă legi jos de post o pagină home, cum ar veni să zicem, o numim la fel, s-ar putea ca postul tău să aibă un page rank mai mare decât pagina de sub categorie. Asta vreau. Întotdeauna postul are un page rank mai mare decât asta. Nu neapărat. 80% din cazuri posturile au page rank mai mare decât subcategoriile, pentru că posturile primesc mult mai multe link pe externe decât subcategoriile. Subcategoriile nu se... Gândești la un blog. Primești mult mai multe. Este adevărat în cazul blogului. Bun, un magazin online. Primești mult mai multe link-uri către produsele din magazin online decât... Depinde cum îți structurezi tu. Strategia, dacă tu vrei ca... Oco, hai să vorbim de link-urile naturale. Depinde cum îți stabilești tu strategia de link. Hai să ne gândim puțin. Tu dacă vrei să lucrezi pagina de categorie și tu îți faci link-uri către pagina de categorie, pagina de categorie e un cit fără avea... Liberă, adică lumea se comandează despre un produs sau un serviciu, pe un forum, pe un liste, la produsele automate, ce vreau să subliniez faptul că... Poți face tu, mă întrebă, dar eu vorbesc de... față de pagina care are pe jurnalul cel mai mare pe un site. Eu când vorbesc de link-uri primite, vorbesc de link-uri naturale, pentru că nu vorbesc de campanie de link-uri. Și de link-urile naturale. Poți să fac și către o chestie de anunțit. Nu, și de link-urile naturale. Vreau doar să subliniez faptul că dacă tu acum alegi o pagină care are un page foarte ridicat de pagina de subcategorii, pagina de subcategorii are șanse mai mari ca să primească un page rank mai ridicat decât celelalte pagini. Nu, e proximitatea față de... În categorii totdeauna se schimbă conținutul. Deci bagi un produs nou sau bagi un post nou, ăla vei... În concluzie, nu pune sub categorii. Păi nu, de acolo, sunt toate doar categorii. Da, mă, dar ai pătrat și cum? Și chestia, categorii, subcategorii, taguri, e deja mult prea mult. Ori taguri, Nu, asta de aici era, de exemplu, la, nu știu, la un blog. Știi că sunt două părți separate. Nu, nu, același site cu două părți separate. Deci gândești la imagine. Un site și categorii și tag-uri și subcategorii este un blog puțin mai complex. E structura asta de WordPress. Bun, hai să luăm. Categoriile și subcategoriile te ajută să navighezi spre posturi sau în cazul unui magazin online spre produse. În schimb, tagurile te ajută să te nișezi pe anumite cuvinte cheie. La magazin online, echivalentul la taguri sunt filtrele. Am zis-o mai încolo. Nu sunt. Echivalentul la taguri sunt filtrele. Filtrele nu sunt indexate, tagurile sunt indexate. Depinde cum le faci, fac și nu. Depinde cum le faci. Hai că zic eu mai încolo. Sunt aici o categorie, n-am o categorie. Dar dacă zici aparate cu DSLR, și n-ai categorie specifică de DSLR, pentru că tu ai și Nikon și Canon și nu celălalt, atunci ai un filtru practic, doar alea să încetă. Un filtru avansat nu va fi niciodată 100% SEO. Da, intrăm la discuție. Se poate să ne toți puțin. O clasificare. Mă adaug lumea ceva. Da, și vreau să adaug. Dar tagul îți permite să vezi pagina pentru acest film. Exact, tagul poți să intri pe o căutare din trei cuvinte și să intri și să fii primul acolo sau al doilea. Știi ce înseamnă tag? Da, aș vrea, nu știu, să mă fac un pic mai clară, că nu prea reușesc să transmit ceea ce vreau să zic.
arătase-i înainte, stai-nu chiar înainte acestuia, cum se transmite page rank-ul începând, deci dacă pagina home are 7, următoarea pagina are... A fost, na, a pus așa, așa, exact, 7, 3, 2. Acum pot să dai la celălalt. Deci pe nivele de profunzime, nivel de profunzime al paginii. Dacă tu aici, la nivelul, să zicem, subcategoriilor, creezi o pagină care are un page rank foarte ridicat, chiar mai mare decât al homepage-ului, pentru că este incorrect să spui page rank-ul site-ului, că deja e o necorectă exprimare. Este page rank, fiecare pagină are un page rank al lui. Deci este incorrectă deja din start formula. Tu dacă atașezi la pagina de subcategorie o pagină care are un page rank foarte mare, deja tu dai paginii subcategorii o valoare de categorie, cum ar veni. Deci primește deja un vot mult mai mare de la pagina care are page rank-ul lungă și este ridicat. Dar nu, am fost de acord cu ce spui tu, dar nu, aici am dat... Nu, dai vădă, nu, aici dădusem exemplu în cazul, cum se zice, natural, fără să facem nimic, în cazul natural al unui, site care e împărțit cu page rank 7 la început și page rank 3, 2, ultima categorie, se presupune că e cea de apostol în cazul unui blog, are un page rank mult mai mare decât ultima categorie unui site vertical și orizontal. Nu, vreau să spun că nu este o regulă, adică putem avea și structura veche, numai că putem interveni în ea pentru a modifica distribuția pe jenul în interiorul site. Vom ajunge la structura aceea. Este problemele de crawling care le evită arhitectura site-ului. Motorul de căutare le plac site-urile cu arhitectură cu cât mai puține nivele. În general, cele mai multe link-uri le primește ultimul nivel al arhitecturii site-ului și homepage-ul. Dacă vrei, poți să mă contrazici. pentru a ajuta nivele de middle level 1, 2, 3 sub subinizat, trebuie să facem un interlink cât mai bun. Asta este o problemă principală la site-urile cu arhitectură pe cât mai multe nivele, pentru că se indexează primele două și eventual ultimele două nivele. Nu se aude? Așa se aude? Am înțeles. Sitemap este un altă utilă la care ajută pe crawler să-și dea seama de arhitectura site-ului. Asta din punct de vedere crawling. Mai este și sitemap cu HTML care e mai mult spre usability decât spre crawling. Întrebări pe aici? Nu. Ce mă bucur. Așa. Structura URL-ului este dată de arhitectura și organizația informației pe aceasta. Pe acesta. Structura normală a URL-ului, că bineînțeles el poate fi rescris, dar mă refer la structura inițială a URL-ului. Arhitectura site-ului influențează mărimea URL-ului, la fel cum era și exemplul lui Mihai cu blogul care își împărțise blogul în an, lună, zi, dar avea el URL pe 5 nivele. Exact exemplul ăsta l-am dat și eu aici, care are exact pe 5, primul nivelul 0 ar fi numele blogului, nivelul 1 ar fi anul, nivelul 2 ar fi luna, nivelul 3 ar fi ziua, nivelul 4 categoria și nivelul 5 postul. Aici am exagerat puțin, am pus și categoria. Și mi s-ar părea mie o arhitectură mult mai ok aceasta, numele blogului an sau post, numele blogului categoria sau post, depinde cum dorim să fie organizată informația pe blog, dacă e mai relevant după categorie sau dacă e mai relevant după perioada în care scrie în postul. E bine să pui și luna, deci an și luna. Anul are niciun sens. Păi eu scriu, de exemplu, atât de doar pe lună. De ce mai pun și luna? Atunci nu are nici anul. Deci anul nu mă ajută să știu până. Ok, categoria. Categoria. Ba da, s-ar putea ca în 2011 să faci un articol cu același nume și atunci să fie o problemă. Dar după aceea, dacă ai trecut un an deja? De ce se putea începește? Alții le renumerotează. Ok, categoria aici atunci. Vă dăm categoria. Ok, categoria aici, ca să... Din punct de vedere al usability, arhitectura site influențează destul de mult. În general, se spune că utilizatorul trebuie să dea maximum 4 click-uri pentru a ajunge la ultima pagina unui site. 3? 3 click-uri. Și mi se pare că 5 l-a cumpărat. Ceva de genul. Așa și eu. 3, 4. Dar să pentru a ajunge la ultima pagină, de exemplu, dacă este pe un blog, pentru a ajunge la postul blogului, bun, ok, pe un magazin online, pentru a ajunge la pagina de produs,
să dea maximum 3 click-uri. Dacă sunt, e prea nișat, de exemplu, intră în magazin online, îți dă categoria, camere foto, după aceea îți dă categoria, camere foto, Nikon, după aceea îți dă categoria, câți megapixeli, după aceea îți dă categoria, încă o culoare, deja sunt 5 click-uri. Fiecare site trebuie să aibă un indicator care să arate vizitatorului unde este. Printre acești indicatori sunt structura URL-ului pentru utilizatorii puțin mai advanced, care se pot uita în structura URL-ului să vadă exact unde sunt. Mă rog, nu e chiar utilă. Mai există breadcrumbs, care e cunoscută printre magazinele online și printre blog-uri. Chestia asta am făcut-o și o sus aici. Nu, îți arată, e ceva, exact cum am făcut eu aici, zic, îți arată că ești pe categorie, sub categorie și postul pe care ești. Boldirea categoriei, sub categorie în care se află, în cazul în care categoria este afișată în partea stângă, de multe ori ați văzut la magazinul online că e bolduită sau făcut altă culoare categoria pe care vă aflați. Și page title-ul care de multe ori include și categoria în care se află postul. Da, și un sitemap făcut cu HTML poate ajuta pe vizitator să-și dea seama de structura informației de pe site. Dacă căutați la unele magazine online sau chiar site-uri puțin mai complexe, găsiți undeva în partea de jos a site-ului sitemap.html care îți desenat în HTML să-ți dai seama de structura informațională. Cum alegem arhitectura site-ului? Păi, în principalul motiv în funcție de scopul site-ului, organizarea și secționarea informației, strategia SEO a site-ului, asta voi detalia puțin mai încolo, detaliez mai încolo ca să încercăm, strategia pay-per-click care o vom face ulterior și cam așa, când o alegem. Ceva discutat aici? Că poate, în afară de ultimele două, că ultimele două detaliez, organizarea informației și scopul site-ului. Nu? Ok, când o alegem întotdeauna la început, că dacă e după, revin la problema de... Plus că obiectivele trebuie, eu n-aș putea, adică, cum ai spus și tu, sunt importante ultimele două, dar eu aș accentua și prima, scopul site-ului sau obiectivele, pentru că în funcție de obiective fac strategiile. Păi nu, am spus că primele două le vom discuta puțin mai încolo. Așa, clar. Dar obiectiv, dacă în momentul în care, pentru că eu am, vă spun sincer, eu am clienți care nu știu obiectivele. Deci, ce vreau să fac cu site-ul? Da, iarăși, foarte multe cazuri, în momentul în care întreb de obiective s-a blocat și atunci eu trebuie cele mai multe ori să-i fac, să-l ajut în, și spre partea asta și iarăși ne trebuie. Deci, iar e un semnal de alarmă cu obiectivul. Dom'le, când fac un site, mă gândesc, ce fac cu site-ul respectiv? Ce vreau eu să popularizez? Ce scop vrei să atingi cu el? Da, adică, da, da. Poate că nu știi să faci, cum ai spus tu, strategia. Restul sunt mijloace de a ajunge la obiectiv. Da. Obiectivul trebuie stabilit. Prin ce mijloace, da, dar mai puțin. Uite, vreau produsul ăsta, vreau categoria asta, vreau să popularizez serviciul XYZ. Obiectiv. Este un lucru total necunoscut pentru majoritatea clienților români. Eu la lumea de România. E adevărat. Așa e. Da, și mai este o mare, aici nu ascult un pic, am niște mici observații, mai e treaba cu brief-ul. Nu există noțiunea de brief. În momentul în care se cere un brief, deja e ca și cum aș jura pe cineva. Ca și companie care fac asta, nu știu neapărat să fac și marketing firmei, deci tot ce ține de obiectivele interne, țin de compania respectivă. Că eu pot să vin cu o consultanță în baza experienței mele, asta e ok. Dar e normal ca fiecare să vină cu un brief și brieful să conțină modulul SEO. Neapărat. Și în brief trebuie să spui la crearea de site, e vorba de arhitectura site-ului, nu mă refer, eu nu cred cu blocuri. Nici, eu dat și mai comune. Așa. Trebuie să știu la fiecare secțiune în parte care, deci nu numai obiectivul eu vreau să vând produse S. Nu, uite, aici trebuie să fac asta, asta și asta. Ăla se numește brief. Care trebuie să ar fi indicat ca noi să îl recepționăm înainte de a construi atât strategia SEO cât și site-ul. E greu cu brief, știu, dar sper să pe viitor să
Da, ales întotdeauna la început, pentru că în funcție de a trebui organizată informația, da, în funcție de a trebui create filtrele în cazul magazinelor online, asta e explicația mea, în funcție de a trebui creat designul, în funcție de a trebui stabilită strategia SEO și în funcție de a trebui stabilită strategia pay-per-click. Aici e parte interesantă, cum influențează arhitectura site-ului rezultatele de SEO. Aici vorbesc, să nu încep, vorbesc de cât de influențarea naturală, nu vorbesc de campanie de link building, de influențarea naturală, atât de, din punct de vedere insight, cât și din punct de vedere al ce fac utilizatorii general, pe ce pagini dau link-uri, pe ce pagini nu dau link-uri și chestii de genul ăsta, nu vorbesc de campanie de link building. Arhitectura site-ului generează un long tail specific. Exemplu, avem un site de telefoane care are strategia SEO să poziționeze pe următoarele cuvinte: telefoane 3G, telefon, camera 5 megapixel, telefon touchscreen. Și el își face arhitectura site-ului așa. Este total greșit pentru că categoriile nu sunt relevante pentru cuvintele cheie care vor ei să apară și este împărțit în funcție de producătorul telefonului și nu în funcție de caracteristicile telefonului. Și un site, o arhitectura site-ului ok ar fi așa. Să ai telefoane touchscreen, tehnologie 3G, să mă rog, simplu 3G sau telefoane 3G și după tipul de cameră. Depinde strategia pe care și-o pune, pentru că de obicei, eu am sensizat că marginea de foarte lucrat. Am adus exemplu aici. Era în cazul exemplului ăsta. Dar, nu, da, am făcut specific pe strategia SEO asta. Într-adevăr, dacă el are ca strategia SEO să se poziționeze pe mărge telefoane, ar fi ok? Asta zic, asta se personalizează. Faptul că el are cuvintele cheie acolo, înseamnă... Poate și-a dat seama că pe cuvintele la cheie sunt prima mare bătălie și n-are niciun sens să se bată pe cuvintele la cheie când poate să bată pe alte cuvinte cheie care, deși sunt mai multe, aduc același nivel de trafic. Care ține pe site, ia mult mai mult timp să găsească un telefon Nokia pe site. Într-adevăr, ia mult mai mult timp. Păi aici e. Nu, trebuie să vezi care sunt cea mai mare, dacă telefoane, cameră, 5M, 4 e mai căutat decât telefoane. Ai foarte multe telefoane Nokia, foarte multe telefoane LG, foarte multe astea. Da. Să le fie foarte greu să găsească pe site. Poți face niște filtre, de exemplu, cum e la, de exemplu, nu, Emag și altul. Marketing shop ăla, marketing online, așa. Market online are filtru, are telefoane și e o structură simplă. Site-ul și categoria. După categoria ăla nu mai există decât tipul produsului, decât pagina de produs, restul e făcut prin filtre. Nu, ideea este în momentul în care vrei să-ți faci o arborescență pentru site, e bine să te uiți ce este cel mai căutat de către utilizator. Dacă tu observi că utilizatorii caută mai mult după marcă, îți faci structura după marcă. Pentru dacă că caută... În funcție de... Și după aceea stabilești arhitectura în funcție de rezultatele analizei. Și în funcție de asta generezi și long tail-ul automat pentru cuvintele astea. Este mai ușor să faci link building pentru un site secționat decât unul cu mai cu puține pagini. Mai ușor să faci link building unui site mai secționat decât unul cu pagini, cu mai multe pagini, am pus să scriu. Și cred că ești de acord cu mine aici. Adică poți să-i faci la fiecare categorie în parte, poți să faci ce vrei tu acolo, să dai link-uri pe fiecare pagină. Cu cât este mai secționat site-ul, cu atât poți face mai ușor un mini plan SEO fiecărei pagini. Mă rog, vreau zic chiar fiecare categorie. Nu, dacă ai chiar la fiecare pagină să faci un plan SEO. Depinde câți bani, nu? Pot alege din ce cât mai potrivită și cât mai focusată pentru fiecare pagină. Asta e un factor esențial într-un plan SEO, mai ales dacă nu avem mulți bani să investim, e bine să focusăm fiecare pagină pe o anumită nișă foarte mică care putem apărea foarte ușor în căutări. Nu știu, fel de secret. Da, e vorba, adică ce puțin eu optimizez un site, inițial analizez potențialul site-ului, dacă site-ul nu are potențial să se poziționeze pe cuvinte foarte concurențiale în prima pagină, prefer să aleg mai multe cuvinte care da, aduc mai puțin volum, dar măcar știu că apare în primele... Sau probabil în total va aduc același nivel de volum, dacă vorbim din punct de vedere al volumului de trafic, aduc același nivel de volum, și numai că e mult mai secționat. Vrei să fii pe poziționat pe cuvinte concurențiale în pagina 6 sau vrei să fii poziționat pe cuvinte mai puțin concurențiale, dar să fii în prima pagină? Sunt convins că vreau vânzări.
Dar poți să creezi conținut adițional, ca să asta nu poți să poziționezi și criteriile generale. Da, da, poți face un SEO on page specific pentru fiecare pagină. Aici e clar că dacă avem, de exemplu, la pagina de categorie sunt mult mai mulți de H1-uri decât de la pagina de produs. Da? Și pentru pagini din ce în ce mai secționate poți face SEO on page mult mai specific. Aici mă refer la cum ajută arhitectura site-ului în pay-per-click. Și pentru cine nu știe ce pay-per-click, publicitate proiectă pe Google, principal prin Google AdWords. Cam asta înseamnă pay-per-click-ul. Și dacă îți faci o arhitectură a site-ului ok, te ajută foarte mult și la strategia viitoare de pay-per-click. Cum? Poți face campanii targetate pentru fiecare pagină. Ionuț? Ionuț? Vorbim și noi puțin de pay-per-click? Poți face campanii targetate pentru fiecare pagină cu landing page-uri separate. SEO on page pentru fiecare pagină, pentru fiecare landing page-ul campanie ajută la îmbunătățirea scorului de calitate, ceea ce duce la un preț mai mic pe click. Îți economisește bani pentru că nu trebuie să creezi landing page-uri separate. Plus că nu mai va scapă cu agenția de web design. În cazul în care îți monetizezi site-ul pe Google AdSense, te ajută să spui bannere, texte specifice pentru fiecare categorie, un CTR mai bun înseamnă bani mai mulți. Hai să fost mai... Întrebări să pay-per-click? Nu. De ce nu e bine să copiem arhitectura site-ului? Pentru că fiecare site are nevoile sale separate. Să copiezi alt site și să pui informația ta după site-ul lor. Și ce, aici susțin ce spune el, nu există un site, adică e simplu pentru agenție să iau site-ul ăsta și revede cu ce obiect. Nu se poate. Nu există. Pentru fiecare are lucruri diferite. Că până la aplicare sunt nevoile să ai tempore, aia e ceva, dar n-ai cum să faci un site de gen tip foarte ieșit, chiar dacă e vorba de 3 pagini prezentate. Pentru că fiecare site are sau ar trebui să aibă o strategie de dezvoltare diferită din punct de vedere și SEO și pay-per-click și din punct de vedere în marketing, online și al vânzării. Pentru că fiecare site vizează un anumit tip de vizitatori. Asta e o informație foarte importantă, mai ales pentru site-urile care vor tot felul de vizitatori. Da. Care vizează. Vizează, nu știu. Asta e, deși noaptea crede-mă că visam. Visează, da. Visează la un anumit tip. Da, aici era, e vorba, mai ales cu toate site-urile, vor tot felul de vizitatori. Nu interesează ce, de unde, cum vin, ce vin, el vrea pe laptopul. Da, el vrea pe laptopul că oricum e volum căutat și aia face el laptopul și nu vrea cumva pe laptopul. Așa îți vrea clar pe laptopul. Da? Pentru că nu există arhitectură perfectă care se potrivească la toate site-urile, nici în cazul magazinului online, nici în cazul blogurilor, nu există arhitectură perfectă. Pentru că site-urile de la care vrei să copiezi arhitectura nu s-au gândit atât de mult la ea, cum crezi tu. Pentru că arhitectura site-ului trebuie să se potrivească doar pentru site-ul tău, pentru profilul tău de vizitator și trebuie să fie în acord cu planul tău de SEO și pay-per-click. Deci am pus tipul de arhitectură de site-uri cunoscute. Acestea sunt site-uri de prezentare făcute undeva prin anii 2000, cred, cu despre noi servicii, prețuri și contact, când aveam încă o pagină de 1000 eu. Erau 5 pagini. Homepage-ul care era pus în el. Site-uri de știri care de obicei sunt construite după un homepage, aici e pagina de categorie, luna, ziua și știrea. Aici e ok să faci așa pentru că de cele mai multe ori vizitatorii paginilor de știri sunt în fiecare zi și de obicei vizitează foarte mult pagina cu ziua. Păi, stai puțin, homepage, categorie și fiecare homepage zi se văd la categorie, nu se văd deja altceva, că nu trebuie să aleg eu iunie 12. Păi da, asta se livrează aici, da, dar există și categoria care îți livrează știrile după zi. Deci asta e, dacă vreau să accesez arhiva, ce mi-a dus acolo. Da, oricum, păi așa e organizată informația. Arhiva.
Pentru că homepage-ul nu. Homepage-ul e un homepage-ul nu am de ce se știe. Nu mai duc și în lună și în zi. Da, într-adevăr, din... tu cu mouse nu te duci în lună și în zi, dar informația așa este organizată. Blogul, categoria aici poate fi multe chestii, cum zicea și Olivian, poate fi luna, ziua, anul, categoria, tag-ul, ce vrei tu să fie acolo, și magazinele online. Aici filtrul nu trebuie neapărat. Filtrul poate fi și mini-categorie sau ce. Am văzut că de multe ori, după subcategoria, apare în site filtre. Voi astea trebuie da? N-am un slide, o zi. Da, tu ajungi. Eu vorbesc aici de arhitectura site-ului din punct de vedere cum e construită. Ceea ce îți arată ție produsul pe homepage e o chestie de afișaj, nu e o chestie de organizare informației. Dar că te afișează produsul pe homepage nu e mare filozofie, știi? Adică nu acolo constă în... Pentru că trebuie să știu că am altea, din partea mea mi-aș trebui deodată, dar în carte, atunci e mare filozofie să știu care din toate funcționalele pe homepage. Păi faci un analiză? Da, da. Asta îmi zicea și eu, să pui produsele de top, de exemplu, top 5 produse, să le pui și pe homepage, să nu faci tot circuitul ăsta. Este și de preferat. Depinde cum se face filtrarea. De multe ori la magazin online filtrarea e o chestie statică care îți dă, de exemplu, numele produsului, care și numele produsului e o pagină statică, nu o pagină care se creează dinamic. Și atunci poți face, că nu te filtrezi constant. Depinde dacă sunt puse mai multe filtre. Dacă poți aplica mai multe filtre sau nu, da. Da, cât mai organizată informat. De aceea nu faci filtrăm dacă ne faci, asta e măcar de bază. Aici am vorbit, o să vorbesc de îmbunătățirea de încărcarea paginilor, că tot întrebase cineva pe aici, cred că tu. Cred că aici e și ceva mai tehnic, pentru că țin foarte mult de configurarea serverului și de anumite date tehnice, de ok, dacă măcar să știți ce să cereți. Chiar te rog să mă ajut aici, încă să greșești ceva, să spui la început. Ok, trebuie, la îmbunătățirea viteză de încărcare a paginilor trebuie să ținem cont de configurarea serverului, de optimizări comune pentru CSS, JavaScript și imagini. Pentru cei care nu știu, CSS-ul este acel document care spune cum să se aranjeze textul, pozele în pagini. JavaScript-urile sunt acele animații din site. Zic. Asta e meniu, despre CSS în particular, despre JavaScript în particular și despre imagini în particular și chestia cu editare directorile care a spus și ea, cred. Nu s-a spus colega Tatian, a spus despre redirectori. Ok, la configurarea serverului. Prin anul 2002, Steve Saunders de la Yahoo a încercat foarte mult să optimizeze viteza de încărcare a paginilor la Yahoo. Măcar cu tine să vorbesc.
Da. Încerca foarte mult să optimizeze viteza de încărcare la pagina aia acum și a dat seama că decât 20% din viteza de încărcare depinde de serverul pe care se află și acești 20% sunt priviți la extrem, adică un server foarte prost într-o țară foarte îndepărtată versus un server foarte bun într-o țară apropiată de tine. În realitate, undeva între 5-10%. Și motivele pentru care nu trebuie pus accentul foarte mult pentru îmbătățirea performanței serverului sunt următoarele. Un proces de upgrade al serverului este foarte costisitor. Îmbătățirea vitezei serverului favorizează de multe ori doar anumiți utilizatori regionali, pentru că, după cum știm, dacă se îmbătățește viteza serverului, îi favorizează doar pe cei de pe lângă server. Și are o proporție destul de mică din viteza de încărcare totală a paginii. Da, ce trebuie făcut la configura serverului în caz că avem un site destul de mare este CDN-ul. Zic bine? Știi? Da, ok. Este un sistem de web servere distribuite în mai multe locații care livrează conținutul vizitatorilor mult mai eficient. De exemplu, Yahoo are o asemenea chestie care livrează... S-a diferit? Un site pe același dacă ai pentru același grup ținte, este ok să faci un CDN, unul să-ți ofere informații și unul imaginile. Da. Nu? Yahoo, de exemplu, oferă, dacă vede că ești în București, îți dă informația din serverul din București. Dacă vede că ești în America, îți dă informația din serverul din America. Dacă ești în UK, îți dă din UK. Dacă ai un proces continuu, spre exemplu, nu prea poți să faci pe servere diferite. Nu, nu știu. Ia și zic. Dacă ai un proces continuu, spre exemplu, mai ales un proces tranzacțional, în care un pas depinde de pasul 1, depinde de pasul 2 și pasul 2 de pasul 3, e cu total contraindicat să pui pe servere din locații diferite. Pentru că timpul de a... De reacția serverului... E mult mai mare. Și spune în chestii verificate. Și asta se vede la volume mari de lucru. Asta scrie în carte, asta am scris și eu aici. Alegea serverului de la care se face livrarea conținutului este dată în funcție de proximitatea vizitatorului de pe site. Și această tehnologie este foarte costisitoare, deoarece presupune să configurezi servere diferite în mai multe locații cheie în care se află vizitatorii tăi. Este pus doar de mega site-uri ca ea, Google, Yahoo, MCN, AOL, CNN, eBay, MySpace, Facebook, Wikipedia, YouTube, Amazon. Optimizări comune pentru CSS, JavaScript și imagini. Despre compresia GZIP, care este o chestie foarte ușor de făcut și care compresează fișierele cu până la 70%, fișierele CSS și JavaScript, nu? Și HTML-uri. Ok? Despre expires header, despre e-tag, despre reducerea dimensiunilor CSS și JavaScript, deci mă refer strict la reducerea dimensiunii fișierelor. Ok, despre GZIP compression. Ce este ce? Spun acum. Mi-a structurat bine informația eu, ca să pot să vă prezint, să înțelegeți tot. După cum îi spune și numele, GZIP compression este o funcție care compresează fișierele unui site în formatul GZIP pentru a fi, pentru a putea fi încărcate mai ușor pe site. E simplu, faci o arhivă a unui fișier, salvează jude și la doilea sunt dimensiunea CSS-ului, fiind mult mai mic, se încarcă mult mai repede și limitează consumul de bandă al serverului în cazul în care tarifarea se face după consumul de bandă anumite servere. Da, da. Google, efectiv, CSS-ul. Extensia .css-ul. Este... Nu, funcționează, cred că am scris și mai încolo, că funcționează doar pentru, să ne uităm, se face relativ mai repede. În GZIP pot fi compresate CSS-urile, JavaScript-urile și HTML-urile. Și să vă spun și cum se face, din câte știu eu, așa, nivel de beginner, în ceea ce privește, serverele Apache, se face din HTAccess, se adaugă un cod acolo cu compression on, ceva de genul. Zii tu, doar, știi mai bine? Nu se face. Nu, adică e bine de știut, așa. Oricum, pentru început, nu ai o prezentare atât de detaliată, eu cred că nu ești doar început. Nu sunt, nu, am zis să fie începător în ceea ce vrei să rămâi la pași, nu știu. Aaa, înțeleg. De-aia mă și întrebam, de frate, prea. Dar mai așteptați-o cu că se perfecționează. Luna viitoare, bine și... Expire header-ile.
această optimizare funcțională pe următor. Adaug o vârstă de expirare a fișierelor. O vârstă de expirare a fișierelor. Adăugând expirare, dar avem fișiere, sunt stocate în calculator. Da, e ok, înțeles ce explic. Da. 80-90% din fișierele care sunt pe un site se încarcă, sunt la fel o perioadă lungă de timp. De exemplu, imaginile, design-ul, CSS-ul, este la fel o lună, două, trei, cinci, șapte, zece până schimbăm design-ul site-ului. De cele mai multe ori, aceste fișiere se încarcă de fiecare dată când schimbăm pagina site-ului. Când se reîncarcă site-ul, se reîncarcă și acele fișiere. Adăugând acest, făcând acest update, fișierele se salvează în calculator și în felul acesta se încarcă decât elementele diferite din site, care nu sunt salvate în calculator. Motivul pentru care trebuie făcut acest lucru, asta am spus. După terminarea perioadei, de exemplu, să adaugă un expire date, de zicem un an, în care eu nu voi modifica CSS-ul, presupune că nu voi modifica, după ce expiră această perioadă, fișierele sunt din nou redescărcate pentru că și încă mă rezistă încă o perioadă de timp, probabil încă un an, dacă nu modific eu acea perioadă, se face la fel ca... N-am zis, da, ok. Se face la fel ca la fișierele GZIP, din câte știu eu acum, din mod expire, nu? Ha, nu știu. Google it, easy pe Google, se adaugă un cod în fișierul htaccess și se face automat, se adaugă automat data de expirare a fișierelor și se poate face după anumite fișiere, de exemplu pentru imagini să reziste, să expire după un an, pentru CSS după 3 luni și pentru JavaScript după 6 luni. Se poate face în funcție de tipul de fișiere. Expires etag, înseamnă try tag, tagul este folosit pentru fișierele care sunt stocate în calculator. De exemplu, pentru fișierea de atunci, dacă l-am stocat în calculator și totuși eu m-am gândit că în următoarele 6 luni nu voi face nicio modificare a CSS-ului sau a imaginii și totuși am făcut o modificare și vreau ca vizitatorii mei dinainte să vadă și modificarea care au, chiar dacă ei au fișierul în calculator. Nu știu dacă am înțeles ceva. Nu? Mă zic o dată? Da, ok. Se adaugă, e o chestie foarte mică, Last Modify Date se numește și se adaugă la fiecare fișier în parte și înainte să descarce fișierul, se uită dacă a fost modificat. Dacă nu a fost modificat, îl folosește pe cel anterior. Mă ok, așa? Dacă nu există, îl descarcă, am zis. Reducerea dimensiunilor, mă refer la poze, deci reducerea dimensiunilor. Nu, la JavaScript și la CSS-uri. Se face prin înlăturarea caracterelor de cod care nu sunt necesare. Din câte am înțeles, de multe ori se scriu și la CSS-uri se folosesc elemente comune pentru mai multe clase. Nu? Ok, și atunci e mai ok să faci ID-uri pentru elementele comune și clase pentru elementele diferite. Din câte am înțeles eu. Ceva de genul. Sunt destul de multe plugin-uri care fac JavaScript-urile și CSS-urile liniare, adică nu mai lasă spații goale și scrie tot pe o linie. Asta, din câte spuneau ei, favorizează cu până la 23% dimensiunea CSS-ului și JavaScript-urilor. Unul dintre plugin-uri este acesta, cum o scrie prezentarea pe net, puteți să luați link-ul de acolo. Pentru reducerea CSS-ului... pentru că este un plugin pe care se urcă efectiv CSS-ul, îl face liniar, reduce dimensiunea și îl punem acolo și... Atât de tot. Se numește CSS Usage, pluginul despre CSS. Punerea la început, punerea la începutul paginii pentru a se încărca înainte de elementele din pagină. Azi ține de programator, cel puțin să știți ce se cere de la un programator când vă face un site, de la designer. Evită expresia CSS pentru a nu face pagina să aștepte după calcularea variabilor din expresia CSS. Aici vorbim de CSS-uri dinamice, că e bine să nu le folosim, să folosim CSS-uri statice. Bănuiesc că trebuie să mai spun că fișierul CSS trebuie să fie extern și nu în... Acum o să spun, hai că spun. CSS-ul e un fișier care, cum am și spus... Spune de să... CSS-ul ăla. Da? Și cred că e prea scurică. Spune, a spus la început, îți zice paginii cum să arate. Ok, textul să fie în iată stânga, ăsta în dreapta și fundalul să fie roz. Ideea e să nu punem regulile astea în site, să fie un fișier extern. Să știm ce se cere de la programator în când cere site. E o foaie de stil. Ce să fac?
combină CSS-uri într-unul singur, de multe ori se fac mai multe CSS-uri. Despre imagini, folosește image map, la fel e destul de tehnic pentru cei care fac design, că în caz suntem mai mulți care fac web design și ceva de genul ăsta, dar s-am scris. Despre image map? Spune despre image map, am aici un site separat. Auzi, era o glumă, uite, ce bune. Ești prea serios la prezentare, să nu ne place de tine. Da, este foarte ușor de făcut dacă o facem când începem, când începem să facem site-ul. Se funcționează în felul următor. Este o poză de genul acesta și îi spunem fiecărei părți unde ce să se încarce, ce parte din poză se încarce. De exemplu, acesta este un... poate fi folosit în meniu și folosește anumite părți din... Asta e ultimul. Desfăptimizarea poții. Organizatorii ar trebui să ne dau un premiu pentru că noi suntem în care. Deci ar trebui să se cumpere ceva. O diplomă, o coroniță, ceva. Hai că zici și de Photoshop, poate vă face Photoshop-ul. Optimizarea pozelor din punct de vedere al dimensiunilor se face în Adobe Photoshop de aici. E opțiunea de exportare a pozelor în Adobe Photoshop, se configurează de aici să obține cea mai bună calitate, dimensiune... E foarte mișto tehnica asta, dar mai când... Nu. Deci e foarte mișto tehnica, chiar am folosit și așa. E calitate. Nu, e foarte ok, dacă te gândești că trebuie să-mi tragi și de fiecare dată cu poți. Ci tragi o singură dată cu poți, nu creșuiești și de fiecare dată când... De exemplu, fundalul, da. Și poți face chestia și pentru CSS-ul și pentru HTML-ul. O mai prezint toată data viitoare, când mai faci o lichioare pe ăsta de trecă. Cam asta a fost. A, nu, am o chestie cu evitare directurile care... Da, asta era ultima parte de redirectul din viteza totală de încărcare a paginii, care ar fi asta. Redirectul consumă cam 15% dacă avem redirect. În lumea aia, că nu știți când, unde și ce, sunt niște chestii care se redirecționează automat, da? E aia să evitați. Pentru că consumă timp. Timpul. Dar nu e redirectul ăla din 301. De exemplu, că la intră pe homepage, îl redirecționezi tu către o pagină de produs. Să presupune că într-o zi, în fiecare zi ai câte o promoție la un produs. Și când la intră către homepage, tu să redirecționezi către pagină de produs. Și chestia asta, din timp, dacă ăsta ar fi timpul total de încărcare a paginii, chestia cu redirectul mănâncă undeva la 20%. Asta chiar e ultimul slide. Ba nu m-am unul, ba nu m-am. Asta-i tu. Ați spune și întrebări, să nu le